înțelege, deci pe nivel ce crește. Băieți! Și Adi a aruncat 9. Salutare, prieteni! Astăzi filmăm cine iese ultimul din boxa cu apă cele. În acest challenge va concura echipa roșie cu echipa albastră, adică echipa învingătoare. Ce? Eu voi concura împotriva Andrei la diverse challenge-uri, iar fiecare pierdere a unui challenge va însemna ridicarea nivelului de apă în boxa cu echipierului, până când nivelul apei va ajunge sus. Practic, viețile noastre sunt în mâinile acestor doi oameni, a lui Valeriu și Andrei. Așa că, prieteni, dacă nu o să mai ies din această boxă, am o ultimă dorință. Abonați-vă la canalul Orange Blue, pentru că doar vedeți ce episoade calitative au pregătit echipa Orange Blue. Iar acum să înceapă distracția. Eu, prieteni, am extrem de multă încredere în Andreea că îl va câștiga pe Valeriu, deoarece Andreea este o fată foarte competitivă, așa că la sigur vom câștiga. Iar voi trebuie să-i luați exemplu. Trebuie să nu lăsați procentajul de oameni neabonați la canal să câștige. Așa că chiar acum apăsați butonul roșu de subscribe. Deși lui Valeriu lipsește o toagă, este destul de bun la challenge-uri. Așa că i-am zis, dacă nivelul apei o să ajungă până aici la final de episod, o să-mi bag cu capul în această boxă. Așa că am încredere în el. Andreea, eu voi câștiga. Nu sunt de acord, eu sunt mai bună decât tine. Cum și voi câștiga. Asta ce mai este? Acesta este challenge-ul numărul 1, care se numește fotbal de apă. În acest challenge veți juca fotbal cu ajutorul a două blastere cu apă. Cine reușește să marcheze 3 goluri, câștigă. Tu ești gata, Andreea, să pierzi? Nu, sunt gata să te câștig la 0. Andreea, tu ai înțeles regulile? Da, le-am înțeles. Ei, ce face Andreea acolo? Pregătesc să te bat. Ok, deci 3, 2, 1, start! Adi va face băiță! Andreea! Așa, Andreea, ești gata? 3, 2, 1, start! Start! Simt că acest meci va fi foarte încordat. Hai, Valeriu, încă un gol! Andreea, ești gata pentru 3 runde? Hai să schimbăm armele, că mea este mai proastă. Nu, bine, așa. 1, 2, 3. Hai, hai! Nu, de ce s-a prins în colț? Mi-e frică! Da. Wow, 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 ce e asta? Asta este apă, Andrei! Rece! Rece? Oh. Acum încă nu simți nimic, Adi, dar să vezi ce se va întâmpla, că se va umple. Păi, eu nu știu dacă acolo este apă, uitați-vă câtă mizerie! Nu știu, de la Adi mizeria asta sau de la popă? Probabil de la Adi! Eugen, te bucur că la tine nu curge nimic! Nu pot să stau chiar și așa? E rece! Challenge-ul ăsta se mă-n iarnă, ce naiba! Îmi pare rău că nu pot să-l văd de Adi cum sufere! Dacă acesta este abia primul nivel, dacă Adi va pierde de 9-10 ori, Adi, de unde vei lua aer ca să respiri? Mă vei anota până să la suprafață, dar nu asta este ideea. De ce apa este atât de murdară, Adi? De când ai făcut baie? Da, Adi. Andreea, tu tași câștigă challenge-urile! Adi, te rog frumos, spală-te măcar o dată în 2 săptămâni. Eu așa fac. Noi aici evităm subiectul principal. Andreea câștigă un challenge, măcar. Dacă tu o să pierzi așa, eu o să mor. Valeriu, ține-o tot așa! Bravo! Ok, bine, bine, hai să vedem care este următorul challenge. Te câștigă pe tine la următorul challenge, imediat. Încă un mic detaliu, cu echipierul pierzătorului va trebui să îndeplinească o provocare. Ce? Oh! Ce-a fost asta? Au? Păi o rățușcă în cap? Gâscă cu rățuște! Gâscă cu rățuște?
foarte drăguțe, prieteni. Nu știu dacă vedeți, dar rățușile astea sunt foarte drăguțe. Cum poate să te doară dacă ele sunt noi? Nu sunt din material tare. Nu ai voie să faci așa. Aceste rățușile sunt foarte drăguțe, doar că dor extrem de tare dacă ți le dă cineva cu viteză în cap. Rechine. Hai să vedem care este al doilea challenge pentru noi. La care te voi câștiga. De ce rechinul a tras un cap în cameră? Bine, hai! Așa, numărul 2, cheia de aur. În acest challenge va trebui să găsiți mulțimea de chei de pe masă. Ok, o să avem multe chei pe masă. Cea care se potrivește lacătului cutiei voastre. Cine reușește să deschidă cutia primul și să păstreze cadoul din interior cu echipierul, adică lui Adi, câștigă runda. Da, Adi, pregătește-te să primești cadouri. Să începem! Andreea, pentru că ești fată, îți dau ție să încerci prima. Hai, ia o cheie și deschide. Deci aici este doar o singură cheie roșie, dar nu este nici o cheie albastră. Eu cred că asta... Eu cred că este capcană, da. O să fac asta. Hai, 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 eu cred că rățuștele astea sunt norocoase. Este problema mea că am fost un gentleman și am dat voie unei fete să încerce prima. Este problema mea că o să fie aici. Da, eu gen scuze, chiar îmi pare rău pentru tine, dar se mai întâmplă. Nu! Sper să nu curgă apă pe aici. Hai, pune! Wow, gata! Gen a reacționat așa de fără că a văzut apă pentru prima dată în casă. Este chiar atât de rece? Aaaa, rece! Nu mai pierde! Dar nu a fost vina mea! Ba da, a fost vina ta! Haide, tu cum reziste? Cum apă e rece? Rezist din cauza că tu suferi acum. Eu sper că și la Adi nivelul de apă este până la genunchi! Cum te simți, Eugen? Nivelul este... Ce? Ei, nu da pe jos chipsurile sunt foarte prețioase. Ține, Eugen. Ce? Cum adică chipsuri? Vreau și eu. Vreau și chipsuri, măi. Na, Andreea, na. Hai, vreau și chipsuri, măi. Ține, Andreea, un chips, mănâncă. Așa, prieteni, nu pot să cred. Adi a primit o rață în cap, iar Eugen, parcă am pierdut. Eu cred că este ceva așa. Poate i-a dat niște chipsuri de astea care sunt care se simtă rău, să nu poată rezista în această bucă și să vândă la challenge! Dacă sunt otrăvite chipsurile alea! Nu-mi vine să cred că suntem la egalitate! Primește cât este la Adi și primește cât este la Eugen! Până la urmă la Eugen va fi mai mult! Iar așa a venit acest rechin! Mereu se bagă în mine. Deci, challenge-ul numărul 3, sniper de apă. În acest challenge, fiecare pe rând va trage dintr-o armă într-un turn de pahare. Cine reușește să dea cele mai multe pahare jos, câștigă. Și cu ce vom da aceste pahare jos? Dintr-o armă. Uite! Oh, dacă e cu roșu, înseamnă că încep eu prima. Da, dar stai, marcajul este acolo. De aici, da. Andreea ratează! Noi ne-am înțeles cu Andreea că fiecare avem câte 5 încercări. Ia-ți arma, Andreea, și că hai să vă decizi. Avem 5 șanse, menționez că avem 5 șanse, da? Nu mai multe, Valeriu. 5 șanse ca Andreea să rateze! Andreea este foarte bună la PUBG, e sigur o să câștige. Uitați-vă cum trebuia să facă Andreea asta corect. Așa. Nu. Ce se întâmplă?
Am zis eu, Andrei e bună la PUBG. Eugen, îmi pare rău, dar apa deja a ajuns până la pipileu, nu ți se frigă acolo! Vrea la burica jos! Scoate-o, scoate-o, mai repede, Andreea! Scoate-o să nu-l dăm pe Eugen! E rece apa! La următorul challenge o să te umplem și mai mult! Da! Hai, te vom umple și mai mult la următorul challenge, să știi! Gata, eu nu mai pierd, mie mi-este milă de Eugen! Să știți, prieteni, că este foarte, foarte rece apă aici. Acum e timpul să apăsați pe butonul de like. Valeriu pipilă, Valeriu pipilă, și nu mai trebuie să facă nimic. Aha, ha, ce o să faci? Mă pui ca cu șatine, Adi. Să vezi ce fac ție. Ha, pule. Să vezi ce fac eu lui după ce iese de aici. Hai odată cu următorul challenge. O, iarăși a venit trechinul. Ce-s astea? Eu cred că asta este să pun ca să-l curățăm pe Eugen. Prima dată văd așa ceva. Simțiți? Miroase frumos. Ia, stai că vreau să... Ce faci? Ce-i asta? Adi, acum... sunt sigur că nu s-a așteptat la asta. Acum vă spălați amândoi? Deci mai facem? Acum ne jucăm de-a... V-ați ascunselea. Acum este timpul pentru următoarea rundă. A venit trechinul la timp. Chiar aș sănătă ție, de mie. Nu! Bine, hai citește. Porcușor de apă. Arte. În acest challenge veți încerca să ghiciți în care dintre porcușori se află moneda de aur. Cine o găsește, câștigă runda. Încă o rundă de noroc. În care sunt sigură că te voi câștiga. Data trecută ai avut tu noroc, înseamnă că acum este rândul meu să am noroc. Hai să vedem. Valeriu, după cum văd, o să spargem sticlă. Eu nu înțeleg de ce aici sunt borcane. Trebuia să fie un porcușor. Pușculițe! Bine, cine dă primul? Orange Blue? Orange Blue! Ha! Aia e gelul! Sper să nu ai pe loc! Ratează! Nu! Nu e nimic acolo! Nu e nimic acolo! Deci, prieteni, acum este rândul meu! Pe care să-l aleg? Pe care l-am ales și eu? Prieteni, cât se umple această boxă, vreau să vă spun un lucru foarte important. Vreau să vizualizați această boxă și umplerea ei ca și umplerea nivelului de like-uri la acest episod. Fiți atenți! Maximum este 80.000 de like-uri. Dacă voi veți aduna 80.000 de like-uri, atunci echipa Orange Blue va face partea a doua acestui challenge, în care îi vom băga pe Valeriu și pe Andrei aici, să nu înghețăm eu și Eugen. Și va fi mult, mult mai interesant. Doar imaginați-vă, putem să punem șerpi aici, raci, de toate. Așa că apăsați chiar acum pe butonul de like să adunăm nivelul care trebuie ca să trecem la partea a doua. Adi, să știi că îmi place mult ideea ta. Chiar vreau ca Valeriu și Andreea să fie în aceste boxe, în partea a doua. Așa că nu uitați, 80.000 de like-uri și filmăm partea a doua. Adi, văd că deja ești mai plinul. Se pare că Adi a pățit-o. Deci Adi, sper că ești gata. Eugen, Adi a pățit-o. 3, 2, 1. Nunca. 2. Îmi pare rău, Adi. 2. Nu. 2 și 10. Andreea, dă-i gata. Îmi plac provocările astea. Nu-i nimic, oricum gheața se va
dezgheța și îi va fi frig. Andreea, termină cu violența asta. Și așa apa era rece, încă m-ai pus și gheața, cum e extrem de rece. Nu te jăluie, Adi. Dar termin odată. Au, doare. Un chip. Oh, chip. Runda 5, eu încă trăiesc. Andreea, ce cu toate chestiile astea? Eu când eram mic, mă jucam în Lego, în chestii. Acum vedem, memorie de pește. În acest challenge, în fața voastră, se va arăta pentru 3 secunde cine a scris atât de urât. Nu ceea ce ți dă încoace. Se va arăta pentru 5 secunde o formă din Lego, apoi aceasta va fi acoperită. Scopul concurenților este de a repeta construcția cu asta, presupun, din Lego, cât mai identică cu cea prezentată. Cine reușește, știi. Hai să încercăm să vedem ce va fi! Bă, ce-i asta? Bă, nu e așa! Așa? Da. Eu nu țin minte, prieteni! Andreea! Nu te uita! Uite, sigur! Așa! Nu era așa! Bine, cât timp avem? Gata! Gata! Ești gata? Da! 3, 2, 1, mâinile sus! Mâinile sus! Sunteți gata pentru runda 2? Eu sunt gata mereu! Aici ce culoare era? Și deasupra? Ultima rundă, doar dacă o câștig eu, pentru că va fi 2-0. Dar tu nu vei câștiga, înseamnă că nu e ultima rundă, hai să vedem! Era... Nu era cu mine. Eu am calculat, nu era cu mine. Orange e ceva greșit. Stai în picture, tata plata e.
îmi pare rău. De bine este rechinul. Eugen, îmi pare rău pentru tine, nu am vrut să se întâmple asta. Asta e bonusul tău, Eugen, să te încălzești. Știu că nu te poate încălzi. Cearcă măcar. Stau în vârful degetelor. Eugen, eu consider că ai meritat asta. Și o să încerc să nu-mi bag mâinile în apă, pentru că o să fie extrem de fric. O să stau uite așa cu mâinile. Și acum fiți atenți, plutesc. Încă puțin și pot să iese. Eugen, câți ani ai tu? Dar tu, Valeriu, câți ani ai? Eu sunt tânăr și am foarte puțini ani. Nu, tu ai 56. Dai din gură, știam că mă spune asta. 56. Tu ai 56 sau 7? 56 sau 7? Da. Așa și n-am înțeles, e bonusul ăsta sau? De ce trebuie să mă îmbrac în chestia asta? Mai tare mi-e fric cu ea. Eugen, mai rabde încă un pic, imediat îi mai pierde Andreea câteva provocări și apoi Adi va primi apă. Deja intuiesc ce urmează să fie aici. Ok. Iarăși a venit rechinul ăsta care încurcă mereu totul. Deci, următorul challenge se numește Halloween Aquatic. În acest challenge, în fața voastră aveți două recipiente cu apă și 5 mere. Cine reușește primul să scoată toate merele folosind gura, câștigă. Andreea, ca o veveriță, e toate merele alea în gură, nu mă interesează. Sper că Andreea nu are experiență de folosit gura și eu voi câștiga. Deci, băieți, numărați până la 3 și noi începem. 1, 2, 3! Nu! Nu! Știți care a fost greșeala mea? Eu am uitat să trag aer! Uitam să trag aer! Nu pot să cred! Cum a fost atât de greu? Este foarte simplu, trebuie doar să trag aer pe gură și eu uitam să trag aer. La mine, la ultimul măr, am început să nu-l pot scoate, pentru că se rupea, se rupea. Stai, bucăt... Andreea, nu a câștigat, ce-i cu bucățica aia? Nu mai pot, eu nu mai pot cu așa challenge-uri. Îți amintești ce am zis la început? Dacă apa va fi până aici, o să te bag cu capul în boxe. Prieteni, acum stau în vârful degetelor. Dacă pierde și de data asta Valeriu, s-a zis cu mine. Andrei, asta este prea de prost. Păi, Eugen, nu ți-a chiarut. Da, eu mi-am dat părul. Eu cunosc limba rechinilor. Eugen trebuie să stea într-un picior? Eu și așa stau în degete. Eugen și așa nu are niciun pic de aer. Cât de amuzant arată asta, prieteni! Nu mai rezist, Valeriu! Dacă pierzi și de data asta, s-a zis cu mine! Scrieți în comentarii dacă Eugen merită asta, eu zic că el nu merită! Nu merită! Adi merită asta, iar acum eu voi câștiga următorul challenge! Nu vei câștiga, Valeriu, noi să învingem! Dar o victorie, Andreea, o victorie mai trebuie și ies de aici! Ce s-a întâmplat? A spart boxa mea! Nu pot să cred! Cutia lui Eugen este atât de plină încât a început să țâșnească apă pe aici! Pentru că am o tonă de apă aici! Nu știu la cui este vina! A ta este vina! Ba nu! Ei, ajutați-mă, stupați cineva asta! Sper că reușesc să câștig acest challenge până se duce toată apa de la Eugen! Ce-i cu paharul și cu cărțile astea? Du-te de aici, du-te! Așa! Suflătorul de cărți în acest challenge, pe un pahar pe un pahar va sta un pachet cu cărți de joc. Ok, le văd. Fiecare pe rând va încerca să dea jos cărțile doar cu ajutorul aerului. Adică trebuie să suflăm, da, așa! Da. Cine dă jos toate cărțile pierde, adică vom juca un fel de Jenga. Cine dă ultima carte jos, ăla deci, pierde. Da, cui rămâne ultima carte, acela pierde. Respectiv, cine începe? Orange Blue! Eu încep! Andreea? Andreea, câte una, încet!
Hai, Andreea! Wow! Bravo! Wow! Oh! No! 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 Băi, ciudatoacă! Ce-i asta? Atent, atent! Nu! Întinează-o, băie! Da! 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 Nu pot să cred! Eu ce câștigăm! Câștigăm, Eugen! Dar oricum trebuie să o dau jos, nu? Da! A, dar asta este ultima, e ultima! E ultima! E ultima, am câștigat! Am câștigat! Am câștigat! Eugen, am câștigat! Ce înseamnă că acum Adi va primi apă? Ești gata, Adi? Să stai în frig, pentru că ești un pipileu! Nu mă uda! Deci care va fi provocarea pe care o va primi Adi? Un atal! Un rechin cu oțestoasă în mână! Ce oțestoasă asta? Păi atent, atent! Ei, nu, nu împărtiți așa, e un animal! E vie? Da, și mare, gigantică, fiți atenți! O oțestoasă! Ia! Nu cred că țestoasă îi place cu tine. Mie, de exemplu, cu siguranță nu mi-ar plăcea. Și de ce proasca a tras tocmai un pârț? Stați un pic, ăsta a fost Adi. Prieten, ce-i cu rechinul ăsta? M-am săturat de el. În acest challenge vor participa concurenții din boxe. Nu suntem noi de data asta, Andreea. Fiecare va avea în boxe mingi de culoarea echipei din care fac parte. Respectiv, el are albastru. Adi are roșii. Și scopul lor este să arunce mingile lor în boxa adversă. Aha, participantul cu cele mai multe mingi nimerite în boxa adversară câștigă. Atunci noi ce facem? Îi susținem? Ce facem? Da, numai că tu vii să susții pe Eugen. Eugen, noi am vii te susținem. Aruncă! La trei! La trei! Fie și câștigi! Valeriu, la trei! Unu! Doi! Ai înțeles, Eugen? Trei! Este! Două! Trei! A, nu, nu, nu! Mai sus un pic! Mai sus un pic, Eugen! Așa! Super, super! Eugen, mai sus! Așa! A, mai sus un pic, Eugen! Eugen, mai sus! Așa! Așa! E bine? Stop! Așa! Încă una, mai așa, una! Așa! Este! Ai nimerit! Ai nimerit foarte mult! Nu! Nu! Adi! Adi, mai e! Dă una, mai la cap. Dreapta! Mai la dreapta, Adi! Hai! 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 Așa! Nu, nu, Eugen, acuși îl induc în eroare pe Adi. Adi, aruncă-mai la dreapta. Așa, hei, nu-i cinstit, nu-i cinstit, așa, stop. Adi, hai, să te iau cușca lui. Hai, prieteni, hai, Adi trișează, el iese din cușcă. Hai, nu ai voie, hai, hai. Opa, nu ai voie să faci asta, Adi. Opa, opa. Încă unul, încă unul. Valeriu, nu-i frumos să Adi, iese din cușcă. Câte sunt? 5, 7, 10. 10 sunt aici. Asta nu-i cinstit. 2, 3, 6, 9, aici sunt 9, aici sunt 9! Ca sticlele tablet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Da, dar Adi a trișat! Adi când arunca sărea așa, sigur așa este foarte simplu! Prieteni, scrieți toți în comentarii, Adi este trișor! Cum poate să facă una ca asta? 1, 2, eu ce nu mai recunosc? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10! Prieteni, asta înseamnă că este egalitate! Nu au fost la mine care egalitate, nu ai câștigat! Eu am văzut 10! El a aruncat 10! Și Adi a aruncat 9! Eu am câștigat! Scoateți-mă de aici! Dacă Eugen a pierdut, asta înseamnă că Adi poate ieși, nu? Da, Adi, hai, ieși! Afară! Nu am ieși afară, ieși, ieși, ieși! Nu pot împinge, prieteni, este foarte greu! Plus la asta mai este și apa aici! A ieșit! Mai pot de pic! Trebuie să vă îmbrățișați, îmbrățișați! Nu, îți prea ud, îți prea ud, lasă, nu! Dar cum ne poți să vrăți? Nu, nu, ce faci? Dar cine-și mai dea joc de mine, băi? Eugen, Eugen, măi! Măi, măi, gineșe! Eugen? Ce se întâmplă cu Eugen? Trebuie să-l scoatem de aici! În fine, nu mai contează! Prieteni, cu voi a fost Valeriu, Adi, Andreea și Eugen! Ne revedem foarte curând!
la pompieri, bani, 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 nu mai bani, bani, bani. Capul meu doar bani, ochii mei dolari. Bani, 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 nu mai bani, bani, bani. Mă privesc cam rău, zici că